Păi pam 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 pam. Am revenit. Știm că a fost doar de noi, dar între timp am născut. Era o mică pauză că na, am fost în maternitate, am venit acasă, știți cum e. Emoții, 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 dar am revenit la ce știți că ne-a consacrat. Mâncare. Dacă vrei să-l vedeți pe individ, intrați pe canalul de Daily, link în descriere. Am făcut deja o groază de vloguri cu el. Este o bombonică de băiat. L-am fi arătat și în vlogul ăsta, dar doarme. Așa că nu ne jucăm cu un copil care doarme. Hai să vedem. Astăzi am comandat de la Beauty Food. Da. Haideți să vă spunem ce am comandat. Avem mai întâi de toate un pate de ficat de pasăre cu dulceață de ardei copt. Asta este un antreu. Oui, oui, je parle français. Yes. Très bien. Avem apoi un șnițel de pui. Cu salată mi-am luat. Puteam să-mi iau și cu garnitură de cartofi, puteai să-ți alegi ori una ori alta. Am zis să-mi iau salată că, na, e seară, să mănânc mai light. Șnițelul revine. Avem o ceafă de porc gătită 13 ore. Deci nu știu cum au ales 13 ore, nu 12, nu 14, nu 12 și jumătate, dar sunt foarte curios cât de bună este. Și ai aici piure de fasole, ce mai e? N-am nici cea mai vagă idee. Cred că scrie imediat, vă spun. Aici în aplicație nu scrie. Apropo, am comandat din Taz, căutați voi acolo elegant, Beauty Food. Scrie așa, ceapă de porc, cremă de fasole, dulceață de ardei copt și murături făcute în casă. Asta e. Oh, sună sexy chiar. Și avem aici un cheesecake cu cremă de mușețel. Imediat testăm, dăm sășici, vă spunem cât costă, tragem câteva concluzii, ne bucurăm că ne-am întors la masă. Da. N-am mai mâncat de atâtea zile, Georgiana, moream de foame. Hai să mâncăm. Hai să băgăm la ghiozdan. Mai întâi de toate, soția cu tradiționalul șnițel. Știu că vă era dor de un șnițel corect în clipurile noastre. Știți că avem obsesie pentru șnițele. Da, noi suntem șnițelari, așa ar trebui să numesc canalul ăsta. Mamă, dar arată interesant. E mult, mult acolo. Da, e foarte mare porția. Nu pot să necă-mi plouă în gură, îți leșinat aici. Deci îți dau și ție imediat. Uite, parmezanul ăla blană, ce frumos stă acolo. Adică e frumos, pare sănătos ce mănânci acolo. E bun. Hai mă, îmi dă și mie, mă. N-a uitat, mă. E bunuț. Bună crusta. Bunuț puiul. Interesant sosul, nu știu ce sos e acolo. E sosul de la salată. Pentru că salata e pusă deasupra. Nu neg că mi-ar fi plăcut să fie mai subțire. Șnițelul e un pic cam gros pentru gusturile mele. Dar e bun la gust. Ceea ce contează de altfel. E bun. Mai iau o gură ca să ți-a stâmpări foamea. Pentru că la mine avem mai mult de filmat, pentru că eu să încerc mai întâi antreul. Și apoi ceafa gătită 13 ore. Uite ce mișto e crusta. Ia. Băi, dar se simte și la gust, e foarte bună. Deci că e făcută cu fulgi de porumb de aia. Bun, bun. Bun, bun, bun. Deci mai întâi de toate, sfântul antreu. Uite ce pâine, zici că e cozonac așa, vezi? Poate e de casă sau ceva. Ia să bine, da, e posibil să fie de casă. E posibil. Ia mă, hai să vedem aici. Mamă, sălățică, roșii. Mamă, e un sos aici roșu, nu știu ce e. Păi e dulceață de ceapă. Ah. Și e ceva de ardei copt, ziceau. Sau de ardei copt. De ardei copt. Georgiana, nu cu fake news, stai rău frumos. Îmi pare rău. Noi suntem publicație care se respectă. Mamă, ce-mi plouă în gură. Hai. Gustă, ca să știm că și nouă ne plouă în gură. Doamne, cât de bun este pateul ăsta. Da. O să gust și eu, îți dai seama, nu? Chestia asta de ardei copt este divină. Te invit aici, nu vei regăta. Mamă, e super cinstit, frate, super bun. Iar sosul ăla ar trebui vândut la sticluță, e genial. Mamă, cum se simte. Ce cremos e. Mega bun. Mega, mega bun. Top, frate. Top, top, top. Pâine de casă. Da. Super gustoasă. Pâine de casă.
Îți dau și să știi ce. Ah, hai să vedem momentul adevărului. Sasha approves. Păi bun. Haideți să vedem felul principal, domnul soț. V-ați lăudat cu antreul, acum vrem să vedem... Iau puțină pâine, așa cinstită. Ca să vezi ce e cu asta, crema aia de fasole, mamă, nu? Sunt super curios cum e, frate. Arată cheddar, sincer să fiu. Probabil că e un fel de fasole bătută... Mamă, ce bună e. E ca o supă cremă de legume, mai solid, așa. Ia, dă gust și să văd. Mamă. Da, exact, fix gustul ăla are. Și fii atent că pe aici cred că a pus tot sos de la bun. Uh-huh. Mamă, dar cât de bun e sosul ăsta. Hai gustă carnea aia, că eu nu mai pot aici, mor. Super fragedă, deci am băgat cuțitul, ne-a zis că e unt. Uh-huh. În primul, se vede, na, gătită 13 ore. Deci secretul, 13 ore. Ia să iau de ăsta. Vrei să te iei tu mai întâi? Nu, 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 e felul tău, gust după aia. Eu nu zic nimic, vreau doar să-l gust. Ia să vedem. Dar să-i cu sos, frate. Iau cu sos, frate. Deci mi-ai dau și lui fiii mei între timp niște pâinică. Ia de aici, mă. Milogela, Sasha, mă, mă, mă. Ia de aici așa, bagă tata, dă-i acolo, bagă la grăzan. Ia să vedem. Este... foarte, foarte moale. E ca și cum ai tăia un mus, nici că e carne. Foarte bună. Foarte bună. Cred că tu ai tras lozul câștigător dintre noi doi. Da. Auză, ce asta aici? Dar nici ce mai bagă idee. Ce pana mea? Nu, e murătură. Murătură de? Este pepene. Băi, ești nebun, ce Caterinca, arată super ciudat. Sunt curios cum e pepenașul ăsta. Eu cred că pepene e așa arată. Da, e logică ce zici tu acolo. Pepene sau? E murat 100%. Eu cred că e pepene. Cred că e coajă de pepene. Ia. Sau dovleac. Poate și dovleac să fie. Ai mai văzut murătoare de dovleac? Adică dovleac murat? Nu e pepene. Nu știu ce e. Deci această chestie... Dovlecel. Dovleac, nu? Dovlecel, nu dovleac. Dovleacul e la mare. A, eu nu fac diferență. Jur, în momentul de față acum am avut o revelație. Păi, dar e super bun, nu-ți place? Da, nu, dar ce să-mi dau seama ce e? Mi-a dat furculița. Și cum, mi-a dat timp când nu e pește? Da, nu, dar ce, ce-ar fi? Ce-ar putea să fie? Nu știu, frate, dar e super bun. Da. Jur, deci o combinație... excelentă! De soția are o leacă de critică în dânsa. Ia zi soția. Da, e ceva ce nu... ce nu-mi place, dar nu dau seama ce. E un aftertaste ceva, nu știu, poate în cruste, un condiment sau I don't know, ceva care nu, nu dă... nu face click cu mine și nu-mi place că e foarte grasă carne, adică pare că n-au depus niciun efort să facă șnițelul. S-a fost luat un piept de pui și l-au tăvălit și l-au prăjit. Adică eu fac parte din categoria oamenilor care le place șnițelul să fie subțire și crocant, iar ăsta nu este și probabil că aici m-a pierdut. E bun, dar n-aș mai lua a doua oară, sincer. Sincer să fiu, asta mi se pare o mâncare interesantă, adică mi se pare că e o descoperire interesantă. Dar sincer să fiu, nu știu dacă aș mai comanda asta încă o dată. Adică e bună, nu mă simt că mi-am luat seapă, mi se pare că pică bine, știi? A intrat impecabil la ghiozdan, dar nu e ceva să zic, mamă, hai să comandăm de acolo ca să mănânc mâncare. Cum am fost, spre exemplu, cu Mahala, de unde am comandat de 450 de ore după ce am făcut clipul. Exact, un special pentru desert. Da. Adică, știi ce aș comanda de la ei, de fapt? Pateul. Da, e foarte bun. Deci, foarte, foarte bun. Aș putea să zic într-o seară, hai să mâncăm niște pate de la ei. Da, știi? Și eu. Dar chestiile astea vor veni ele în completarea pateului, știi? Adică, hai să luăm și felul 2. Ok, știi? Da, nu știu ce să zic, adică nu, nu... Ia mai dăm și mie să văd. Oricum, important de știut,
de menționat și de știut e că porțile sunt destul de mari. Adică nu s-au zgârcit, ceea ce este foarte bine. Mie personal îmi place foarte mult șnițelul tău. Foarte bine. Foarte bine, mă bucur. Adică când o să mai comand de la ei pentru pateul ăla excelent, o să zic ok, o să-mi iau și un șnițel de ăla, știi? Păi, ție îți place șnițelul cu halca de carne groasă. Întotdeauna ți-a plăcut. Mie nu-mi place. Dar pare totuși că îi lipsește ceva și nu-mi dau seama ce. Nu? Mhm. E puțin... Fad, n-are mie așa. Sec așa. Nu, pare că nu e condimentat, nu știu. Pare rău. Bă, noi suntem sinceri cu voi. Nu, dacă soția n-a mâncat tot, nu. Eu am mâncat tot, bun. Dar cum spuneam, pare că lipsește ceva. Haide să vedem desertul, domnul soț. Aici avem cheesecake cinstit și mi-a atras atenția faza aia care are gen ceva de mușețel. Infuzie sau? De mușețel. Infuzie de mușețel, ce sună foarte bine. Eu sunt tot mânjit. Bă, da, sosul ăsta, cu riscul de a mă repeta, ar trebui îmbuteliat, da? Îmbuteliat și vândut separat. Este bobuț. Momentul meu preferat al zilei, desertul. Zici că e lapte de pasăre, așa, vezi? S-a lăsat liniște. Bă! E bun? E delicios, vede. Mor că ție nu-ți place cheesecake-ul. Nu. Uitați-vă la el. Trăiește fiecare moment. Frate, cât de bun e. Mă bucur. Da, frate. La desert. Ce cum e? Bun începutul și bun finalul. Păi la mijloc mai e de lucrat. Practic să te surprinde și până să rămâi cu o impresie bună, nu? Da, da, da. Te surprinde, te bucuri la început, mănânci, ești aha și pe la final termin cu gândul, a fost bun. Bă. Recomand. Recomand cheesecake-ul ăsta. E foarte, 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 foarte bun. Soția. Momentul sășicilor. De la 1 la 5, o să și că e cel mai nasol, 5 sășice cel mai tare. 3,50. Dau pentru ce am mâncat eu, pentru șnițelul meu cu salată. Nu e... N-a fost pe gustul meu. Nu e rău, dar nu e nici wow. N-aș mai comanda a doua oară. N-aș mai comanda. Pateuțul? 5. Foarte bun. Foarte, foarte, foarte bun. Deci se simțea cimbru în el, se simțea ficatul. Foarte, foarte sosul bun. Sosul ăla. Și sosul nu, foarte bun. Cremos. Extraordinar de bun. Cheesecake-ul? Nu știu. 5 sășici, indiscutabil pentru pateuț. Nota 10, stai jos. Deci 5 sășici din 5 posibile. Ce am mâncat eu, îi dau un 4. 4,25 pentru factorul de... inedit, iar cheesecake-ul primește 5. Deci, cum spuneam, început impecabil, final impecabil, prestația de la mijloc a fost mai de muncă acolo. Soția, hai cu prețurile. Avem așa, ceafă de porc cu ce ai avut tu, crema de fasole și așa mai departe, 46 de lei porția, cheesecake-ul 29, pateul de ficat 26, șnițelul meu de pui 34, total 135,01. Deci nu este ieftin, dar este bun pe starter și pe desert. Da. Deci când ne comandăm data viitoare de la ei, comandăm pateuț și desertuț pentru domnul soț. Desertuț. Dar tu pentru șnițel ce notă dai, că n-ai spus? Că ai mâncat și tu șnițel. Bravo, bravo. Îi dau un 4. Ok. Un 4, deci... 4 și un pic. Nu e hotărât, 4,4 și un pic. Da, adică e bun, e bun. Mie mi se pare bun, dar mi se pare că lipsește ceva totuși. Nu, ideea este următoarea, că acum uitându-mă la preț, pentru 34 de lei, porția e corectă. Adică e un șnițel mare, e porția mare. Babanu. Adică nu mi se pare mult pentru cât oferă, ca cantitativ vorbesc. Da. Poate gustul meu este diferit și poate vouă vă place. Și mie mi s-a părut că lipsește ceva, deci... Dar, na, știți cum e. Încercați și veți vedea dacă vă place sau nu vă place. Dar mergeți pe încredere la pateu. Și la desert. La pateu. În Colentina e pateu, în France e pateu. Oui, je parle français.
trebuie. Ui, ui! Putem concluziona că acesta a fost vlogul de astăzi? Da. Păi, distinși consumatori de vloguri pe bază de mâncare, Mariciu pe Instagram, Georgiana Ionescu pe Instagram și Sasha Doarme pe Instagram, care acum cerșește. Tradițional. Ne vedem peste câteva zile. Da. Sper. Da, trebuie. Mi-a dor să mănânc cu Georgiana aici. Zice... Da, s-a schimbat un pic dinamica în familia noastră, dar asta nu înseamnă că nu o să ne mai vedeți. Abia aștept să înceapă puștul diversificarea. Să dea și el să șici.